Salutare tuturor și bun venit la un nou episod de Clash Royale și probabil, din păcate, ultimul episod. Pentru că jocul acesta nu mai e ce a fost odată, nu știu, nu... Parcă nu prea se mai merită. Nu știu sigur dacă o să-l mai joc eu. Poate nu o să mi-l șterg, aș mai rămâne să-mi fac poezul la level 7. Dar nu cred că o să mai joc acest joc. Probabil că este ultimul episod și am zis hai să încercăm să luăm ultima mea legendară din Clash Royale. Pentru că avem locul 1 în Golden. 1 în 3 șanse de legendară. Haideți. Vă bune? Aur, mult aur. Prăjitori, Inferno Taure, Barbarians, Pekka, toate comunele. Perfect. Ce? Vă bune? Deci asta este un semn că jocul ăsta vrea să mă las. Nu mi-a dat legendară. Și nici măcar nu mi-a dat poeza. Ok, deci asta este un semn că jocul ăsta vrea să mă las. Nu mi-a dat nimic bun. Nimic în afară de gold. A, și încă am o bătălie, ok. Hai să cerem și noi aici, hai să scoatem așul. Cred că o să mai păstrez Clash Royale pe telefon până reușesc să-mi fac poison-ul. Și apoi o să-l opresc. Să l-am făcut, nu se știe niciodată. Hai să jucăm un draft și cam atât pentru episodul de azi. Pentru că v-am zis, cred că va fi ultimul episod. Speram să deschidem și noi ultima noastră legendară. Sper să nu regret. Sper să nu regret nici asta. Hai cu Goblins. Prăjitorul e counter pentru ea. Sunt destul de scumpi, deci nu cred că ne-ar afecta chiar așa tare. Ok. Ia să vedem. avem multe cărți mici. Hai să aplicăm puțină presiune asupra lui. Ce să vă așa? Dați-mi turn. Excellent defense, dar putem cu domnul Coblinaș și cu nenea Wither. Hai să facem așa. Drang. Și acum punem domnul Gigant în față. Și o să pună Royal Recruits. Garantat, uite, de asta strânge elixir pentru Royal Recruits. Ce v-am zis? Și a pus peste noi, iar nu mă așteptam să-l pune peste Wizard. Well played din partea lui, dar gigantul ăla o să se distreze ca lumea. Asta e o carte destul de OP. Adică poate să-mi dea turnul jos cu peste aia. Să fiu atenți. Hai să facem așa. Am crezut că o să dea turnul. Bun, o să înghețe mașinăria. O îngheț acum. Repede. Așa, bun. Acum ce aș putea face? Aș putea să pun un wizard și să-i dau un blob. Dacă mai apuc. Dacă nu, ăsta e. Mamă, nici apucă wizardul ăla să dea aici, nebun. Du-te, vrăjitorule! Dă-i! A dat în aia, e bine. O să punem Royal Ghost. Aici. Dă-i! Dacă s-a conectat în turn. Ia. Și chiar în cartă. Bine că nu l-am pus. Aia e o curare. N-avem ce să zicem, sau ce să comentăm, băieți. Nu, ne distruge wizard-ul. Trebuie să ne apărăm cumva. Repede. Ok, că ne-am protejat. Vă duc prietenii noștri cu fantoma? Odată? Bă, nici ultima legendară de Clash Royale nu iau eu. Cea de final? Nu. Deci asta este un semn că sper să nu mai vrea să mă joc. Pentru că nu mi-a dat legendară. În gold locul. Adică nu mi-a dat nici din draft ce mi-a legendară. 3. Deci ce este un semn că sper să vrea să mă las. Asta mă sări. E cam dovedit clar că nu mai vrea să mă joc. Ok, o să mai jucăm probabil, nu știu, un battle sau ceva. Să vedem ce mai jucăm. Așa de final. Un battle 1-1 de final. Hmm.
Eu o să mai joc așa, o să mai las Clash Royale să mai joc, dar nu știu sigur dacă prea mult, probabil că o să renunț la un moment dat. Vreau să-mi fac cărțile astea la level 7 și 11, dar nu cred că mai apuc. Dar o să joc un battle, nu pe unul de pe plus tax ca să am lag și să pierd. Hai cu lagul. Vreau să vă zic că am încercat să filmez Fortnite. Nimic, frate, nimic. Nu mi-a plăcut deloc, nici nu m-am descurcat, dar nici nu mi-a plăcut, pur și simplu. N-a fost, zic, nu zic că a fost un joc rău, dar na, nici nu m-am priceput și m-am supărat de... Așa, cum am crezut că nu se duce prea mijloc. Are de cola. Și nu trebuia să fi dat poison, dar mi-a fost puțin frică. Să-l scap poison-ul pe undeva pe aici. Acum va trebui să tragem pe Hog aici. Hogi, 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 hogi. Hai, pune-mă cu. Trebuie să așteaptă la tornado, nu să așteaptă la clădire. Pune, 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 așa. Avem și tornado și clădire pentru Hog. O să pună probabil Hog-ul și un loc, zic eu. Părerea mea. Ceva am zis și acum de loc. Nu l-a dat, bă, ești nebun. Ia vreau tu. Qua. Urât și s-a întâmplat aici. Rău. Greșeală mare, asta e, să mai întâmplă și pe la case mai mari. Uite, putem să dăm așa. Repede, o să scoatem mușchetara. Dați schelet, scoateți mușchetara aia. Ticăloasă. Scoateți-o pe nemer, de pe de acolo. Hai cu hobu. Teoretic, acum n-ar trebui să aibă... Acum are hobu mână și o să-l pună. De data asta o să ne apară încă lumea. Și punem 60 de arme. Iar de 11, n-are de 11, ok. Are flăcărica de level 11 ca să-mi scoată aici spuzarul. Dacă o avea, trebuia să dau și tornada așa. Dacă hai să dăm așa ca să scoatem și pe aia asta asta. Hai acum să facem așa. Scoate-o până mermică. Nu, ce tot cază. Așa, 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 bun. Așa, așa, perfect, mersi, m-a ajutat. Iar m-a ajutat ca pus. Punem așa. Și mergem să zicem la băieți. Hai înapoi în rege ca să ne enervez. Da, vă mulțumesc mult pentru vizionare, dar sper că v-a plăcut acest episod ceva mai scurt. Probabil ultimul episod de Clash Royale, nu știu, sigur, depinde și de voi, dar probabil că a fost ultimul. Totuși mi-ar fi făcut așa să deschidem ultima noastră legendară, dar sper să nu rea de legendară. Poate o să mai fac totuși la un moment dat un episod cu un grand challenge, aici. Nu știu, mulțumesc pentru vizionare și numai bine, pa, pa!